Și în fiorare de dimineață, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Ce subiect ai mâine seară, pupăză? Mâine seară... ploaia și femeia rea strică casa, virgulă, punct. Ai nebunit? Tocmai când la concurență e concurs de mis, tu te-ai gândit să faci femeile de rahat? Da, nu le fac de rahat, șeful, discutam așa ca de la... De la realizator prost, dar invitat, da, știu. Auzi, mă, subiect, femeia rea strică casa, punct, virgulă. Dar ce, mă, e buldozer? Șefu, unele chiar sunt. Eu chiar am cunoscut una. Angie o chema. Pupăză, ăia fac concurs de mis și tu inviți grase? Păi și ce vrei șeful să fac? Același lucru, mă, băiatule. Haide, șeful, că nu putem să copiem așa fără pic de jenă. Că o să zică lumea că suntem Antena 1. Bă, băiatule, zi mersi, mă. Că așa poate ne crești și nouă audiența. Sau mai bine nu. Fă concurs de mister. Seara să uită mai mult femeile la televizor decât bărbații. De mister fac, șef. Doriți să participați? Eu? Să particip. Mă scuză, taci. Doriți să câștigați direct? Pupă să ai nebunii, cred. Dar de ce, șefu, că sunteți super arătoși? Să mă... Da, mă, băiatule, știu, dar am și o prestanță. Nu mă pot înjosi participând la concursul de-astea de scară de bloc. Faci tu cu oameni obișnuiți. Da, șefu, fac. Da, ce fond de premiere îmi dați? Foarte bună gluma asta, da? Bună. S-o spui pe post, că poate se distrează audiența. Da. Șefu, dacă nu-mi dați niciun fond, nu o să se înscrie nimeni dacă nu dăm premii. Îi conviști tu, pupăză, că dacă nu, îi premiez din leafa ta. Hai, să te văd. Showman. 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 Ce de capăt tău de... Ce-o faci, mă, că... Salut, băieți! Bănuiesc că la ei te referi. Eu sunt bărbat. Dacă știi bărbat, înseamnă că eu sunt tata lui toți bărbații mei. Ăsta, Adam. Adam? Al... Păi nu e tata lui toți bărbații mei. Nu dă el să trage toți bărbații. Mai pune-și tu mâna pe bilbie, mai citește. Dar să nu pui mâna aia cu care ești pagă, pentru că se usucă și cade. Ia, uite, ce bine îți de cu florile alea pe piept. Ai nu vrei să încerci cu niște bănuți pe ochi? Ba da, dar nu înaintea ta. Stupid first. Dar de unde e florile? De la un admirator cu urâțel. Au, lasă-mă, ei dat flori pe bază? Mărlane, dacă eu sunt urâțel, tu ești Godzilla, după ce l-a înghițit pe King Kong. Ce mă te optici? Ce te optici așa? Că nu vorbeam numai de față când ai urâțel. Mă refeream la întreg, că urâțel înseamnă ceva mic și pricajit. Eu sunt mic, eu sunt voinic. Eu sunt nu nici mic, nici pricajit și nici mușchiulică. Și atunci cine mai rămâne? Care e al treilea admirator? Să nu zici, Van Damme, că dacă te spui lua, te umple la de pumne, auzi? Mârlane, termină, că nu este vorba despre niciunul dintre voi. Ce credeți, că sunteți singurii mei admiratori? Nu? Mai ai? Cum arată? A zis Adineaur că-i urățel. Adineaur se referea la tine, mă, acum vorbim despre celălalt urățel. Nu se referea la mine! Mă rog, dar de unde te știi cu urățelul celălalt? E un coleg din liceu. E un tip dolofan, așa ca tine, Mârlane, și lucrează în televiziune, e cameraman. Ia, fătita, ție-ți plac dolofanii? Dar ce are, mă, de ce să nu-i placă? Că dolofanii e niște tip cu inima mare, mă, că de-aia are și trupul așa mare, dolofan, ca să încapă inima aia mare. Cum vrei să încapă o inimă mare într-un trup de aschimodie ca ăsta? Da, eu nu sunt aschimodie! În comparație cu mine ești... Măi, băieți, m-am amuzat teribil. Și tu te întâlnești cu urâtul? Celălalt? Nu mă întâlnesc cu păză, dar ar trebui. La câte flori mi-a adus, eu zic că merită. Ia uite. Auzi, dar ce flori îți plac ție? Ce flori sunt astea? Nu știu. Dar întreabă țăranul, că la știe sigur. Fiorete,
Ce flori erau alea, mă? Alea? Te găsește, dracii, fonfăitule, tu mă faci țăran? Adică ai ții sonul la pognitoare? Bună! Concursul constă în trei probe. Inteligență, fizic, adică costum de baie, și romantism, adică vrăjirea unei pițipoance. Și premiul cât e? Da. Premiul e... e important, sigur că da. Și constă în promovarea voastră că, practic, expunându-vă pe sticlă, o să ajungeți automat vedete, că vă vede o țară întreagă. Și ca să vă convingeți, o să vă arăt audiențele, să vedeți că, într-adevăr, iată! Păi tu ce faci, mă, unde te uiți? N-ai văzut că au plecat, de ce nu mi-ai spus? Păi tu ești nebun acum, adio lepă, adio flori pentru Afrodita, adio icre negre pentru tine, da? Și dacă mai vrei icre negre de acum încolo, să te rogi să-ți fete morunul în cadă, bă! Sau să te duci pe baltă să prinzi hamsi să le scoți ochii! Ba, eu-s mai frumos că-s mai înalt! Etena, ba, eu sunt mai frumos că am mușchi! Ba, ai mușchi de la pastile, pastilatule, că te îndorm cu saci de pastile, știi? Păi și tu ești înalt de la grăsime, că ți s-a depus pe crește! Eu nu am grăsime, că... Eu am făină, că ești făinos, întreabă-l pe la zici, orete, care mai fățos, mai frumos, mai mișto dintre noi doi? Asta nebunit, acum îți compari și cu tine. La mine și la tine mă refeream, tâmpitule. Ia întrebați-l voi pe pupă-ți, mă, care e mai tare dintre voi, că el e obișnuit cu paranoici, de la el, de la emisiune, ia. O să-l întreb, doar. Pupă-ți, ia zi, care e mai mișto dintre mine? Dispari, făinosule. Dar ce ai, mă, de ăștia așa întors pe dos? Ce, n-ai găsit mătrăgună să-i dai lui Afurisita? Mătrăguna-i floarei preferată, de unde știi? Păi ce poate să-i placă, bă, la o frăjitoare, dacă mătrăguna? Hai, mă, că mai mișto de mine. Ia, hai, zi, care-i mai mișto dintre mine și ăsta? Care-i mai frumos? Că hai că tu te pricepi, zi. Ia mai bine duceți-vă voi, bă, la un concurs dintr-ăsta de mister, ca să aflați. Și poate așa o cuceriți pe Afurisita aia. Păi și cine ne scrie, mă, pe noi la concurs ăla? Eu! Organizez concursul de mister la mine în emisiune. Faci tu asta pentru noi, pupăză? Bineînțeles, prieteni. Contractos, normal. Hai, 100 de lei noi în scrierea. Hai, Chiorete, că dacă ești mister, o să cucerești pe Afrodita definitiv și irevocabil. Pupăză, pe mine nu mă interesează, bă, matracuca. Păi și tu deșteptele, dar fii atent aici. Dacă o faci să se îndrăgostească și să fie în limbă după tine, după aia, pac, poți să dai cu tifla. Se întrăgună. Și dacă nu câștig, ca concursurile astea vin numai dintre ăștia, manechinii. Hai mă, liniștit că o să fim numai noi patru. În cazul ăsta eu mă retrag dacă participi, tu mi-e dai bani înapoi, că eu știu, tu ești urfă, o să-ți dai singur diploma ca să câștigi, noi rămâne de proști. Da, e posibil, dar dacă mai săriți cu încă 100 de lei noi, uite, eu renunț la participare. Să fie așa ține minte? Dă întâi suta. Da, mă! Ia, și ăștia mi-i păstrez de bere. Hai, Chiorete! Nu-ți mai dau nimic, pupăză, că așa m-a aruncat capul 100 de lei de pomană, doar așa, ca să o refuz eu pe Afurisita. Și dacă mai îmi dați încă 100 de lei, o să închid lista înscrierilor și nu mai aduc niciun Adonis în locul meu. Hai că dacă concurați doar voi trei, sigur o să iasă unul, ce naibii. Eu, ce la doua, Andone? Andone? Da. Gogoașă, m-a costat 100 de lei pontul ăsta.
Dar pe mine nu mă interesează niciun concurs de frumusețe, pentru că eu nu vreau să mă dau mare la Afrodita, da? Dar eu vreau, așa că să participi. Păi ce? Numai iubiții ei sunt frumoși, al meu nu? Iubi, în primul rând că ăia nu sunt iubiții ei. În al doilea rând, ăia nu sunt frumoși, sunt chiar urâți. Deci o să câștige cel mai frumos dintre urâți. Dar o să câștige, e o chestie de orgoliu. Tu n-ai orgoliu, gogoașă? Nu. Lasă că am eu și pentru tine. Iubi, dar n-am nicio șansă. Bă, o să hai, că te aranjez eu. Adică ce vrei să spui? Că o să fac cumva operație estetice pentru un amărât de concurs? Nici gând. Aranjez să câștigi concursul, speriatule. Ce faci, popoză, cu florile alea? Uite, le usuc și fac ceaiuri. Îi reduci la Afrodita, nenorocitule. Fără ei ne pune să facem concursul de minister și îl ia pe scurtătură cu florile, să duce la ea direct. De mă, Mărlane, cine v-a pus să mă plătiți ca să nu mai concurez și eu? Tu! Da, mă, dar nu se compară un amărât de buchet de flori cu un dita mai concursul de mister. Păi voi o să apăreți în ochii ca niște adoniși, mă, ca niște fotomodei. Candone, mă! Asta! Ce? De ce nu zici, mă? Da. Dar numai câștigătorul la care câștigă. Da, lasă că poate câștigați amândoi la egalitate. Se poate? Dacă mai dați câte 100 de lei noi, se poate. Păi, îți dau, mă, banii de pastile, nu? Da, lasă, că ești bine și așa. Ia cu brânză. Da, sunt toți. Îmi pare rău, dar am închis lista de participanți. Cu gogoașă pe listă, nu? Normal, cum să nu? Ia uite-l. Dar să știi că asta nu înseamnă că o să și câștige, pentru că ăștia sunt doar pentru taxa de participare. Și ținând cont că prima probă o să fie de inteligență, nu cred că ai făcut o investiție inteligentă. Acum am făcut? Acum, da. Notează-ți întrebările. Asta rămâne la mine. Că de-aia am plătit, nu? Bine, dar dă să copiez... Să nu-mi zici că nu reții trei întrebări amărâte, dar îl faci pe gogoaș al meu prost. Le-am reținut, dragă, cum să nu le rețin? Vreau să văd doar ordinea care este... Bă, așa un pic, că da, nici nu mă... E ok, normal că... Concentrează-te, gogoașă, concentrează-te! Că am dat o grămadă de bani pe întrebările astea. Da. Ce a descoperit Thomas Edison? Haide că-i ce face să mănânc cu capul tău! Becu? Mai tare! Becu? Așa, ca să te vadă că ești sigur pe tine. Hai rapid a doua întrebare, ia să vedem. În ce își poartă canguru puiul? În gură? În gură o să dau eu una dacă nu te concentrezi! Mă, gogoșică, mă! E vorba de șobolă noiul ăla imens și țopăitor care are pe burdihan un buzunar. Cum se numește? Păi cangur, n-ai zis tot din aur. Nu animalul, gogoașă, nu animalul! Buzunarul! Buzunarul... Marsupiu! Bravo! Deșteptul meu! Îmi pare rău că m-am enervat adineori. Da, și mie! Hai să vedem a treia întrebare, ia! Cine a pășit primul pe lună? Louis Armstrong? Neil Gogoașa! Neil! Neil Gogoașa? Dar ce până îl cheamă ca pe mine? Neil Armstrong, nu Louis Armstrong! Ăla era o... Falsu! Era cântăreț, gogoașă, cântăreț! Auzi, știi ce? Ia repetă răspunsurile astea de 10 ori ca să n-avem naibii probleme la concurs, da? Da. Hai, după mine, și... Becu, marsupiu, lui Armstrong. Un nail? Mă, că m-a tâmpit și pe mine. Adică ce? Eu sunt tâmpit? Da! Da, ce repetă? Da, sunt tâmpit!
Beco marsupiul lui Armstrong. Beco marsupiul lui Armstrong. Beco marsupiul lui Armstrong. Auzi, da, Armstrong ăsta avea și el marsupiu? Proba de inteligență? Așa e la toate concursurile, frumușeilor. Păi și dacă nu știm răspunsurile? Păi dacă nu le știți, vi le dau eu. Hai, 100 de lei de căciulă. Păi nu mai avem. Nu mai avem babă pupăză. E, păi dacă nu mai aveți, fuga la bibliotecă ca să, virgulă, vă îmbunătățiți cultura generală. Pa! Pupăză, nu fi câine că... Lasă-l, bă, să plece, dă-l în măta de șnapan. Bă, Mârlane, tu-ți dai seama că dacă nu știi răspunsurile și ne facem de cacao la concurs, am pierdut-o apa Afrodita pe veci? Nu ne face, bă, că am văzut eu întrebări de la el pe hârtie. Hai scoate repede o hârtie și un pix până nu le uit. Ia și notează. Zi. Unde a rămas? Unu. Ce a descoperit Thomas Edison pe lună? Pe lună. Doi. Ce își ține Neil Armstrong în marsupiu? Și trei, cine a călcat primul pe bec? Pe bec? Ai notat? Da. Așa, acum hai repede să ne uităm pe net, după răspunsuri. Hai. Le-ai scris tu prost, bă, mușchiulică. Hai. Păi, le-am scris și eu cum le-ai dictat. Adică eu sunt prost? Ha? Adică da, ce mai mă întreb? Sunt prost? Că putea să le țin numai pentru mine, le păstrez să câștig eu și cu asta basta. Dar am zis te ajut, dar vezi cum e omul. Scuze, Ferdi, ce ne facem acum? Ce ne facem? Ne... Îi luăm hârtia pe șestache. Mai exact, eu iei tu. Și asta ca să te revanșez pentru faptul că m-ai jipnit. Care dintre voi a pus florile alea pe patul meu? Îți plac? La nebunie! N-am știut eu că dacă știam... Ți le-a adus pupul. Puțin mai devreme. Ți le-a adus ăla, dar ai zis tu că a fost colegul tău. Păi dacă a ajuns la 2 buchete pe zi, atunci e musai să mă întâlnesc cu el. Ce-ai făcut, idiotule? Mai bine o lăsăm, mă, cu un urățel gras decât cu un arătos slab. Păi n-ai zis tu că pupăză nu-i arătos? Păi... Mă încurajeam și eu, mă, doruleț. Mă încurajeam și eu. Plus că la câți bani face chitra, nu mai are nevoie să fie arătos. Urâtul, dracu. Așchimodie. Romeo, trebuie neapărat să ne vedem să discutăm. La secție diseară. Nu te arestez, mamă, râtule. Doamnelor și mai ales domnișoarelor, începe marea finală! Prima probă va fi cea de inteligență. Pentru că, nu e așa, bărbatul trebuie să aibă în primul rând creier ca să nu sune capul familiei agol. Bună, bună asta! Trebuie să vă spun că s-au înscris mii de candidați, dar după o selecție dură au rămas doar 4. Mai exact, finaliștii aici de față. Hai, dați, domnul Pupăză, mă, iute cu întrebările alea, că eu întârzi la secție, bre. Întrebările. I-ai pus foaia la loc? Eu? Păi nu-i luat-o tu? Păi și să-i pun acum? Ai nebunit, vrei să ne desconstipăm? Să ne descacalifice? Las că-ți descurcă-și fără foaie. Nu găseți foaia cu întrebările? Care foaie, domnule? Păi eu am întrebările aici. Special nu le-am scris ca să nu existe posibilitatea de fraudă. Așadar, sunteți pregătiți? Da! Dar care naiba o fi ordinea? Mă rog, nu contează. Prima întrebare. Becu! Poftim? Becu, ziceam că pâlpâie să nu se spargă în fața noastră. A, o să-l schimbăm. Mai tăi-și dracu că e austeritate, n-avem bani de becuri. Deci, prima întrebare. În ce își cară cangurul pui?
Iar răspunsul este... Becu! Așa, dragi Damias de Becă, tu anunțai eu când o să pornească, că-l simțesc cu paranormalul. Hai să ne concentrăm la concurs, că eu întârzi la cirvici, da? Eu am răspuns la concurs, Becu, ăsta e răspunsul, da? Greșit, domnule Gogoașă! Concentrează-te că te rupe Teo. Să trecem mai departe. A doua întrebare. Cine a pus primul piciorul pe lună? Nimeni a pupăză, că a fost o făcătură. Am văzut eu pe Discovery. Zi-mi răspunsul. Nu știu. Uite ce pe făie, tapirule. Păi n-ai zis că ne deconstipăm? Deci, repet întrebarea. Cine a pus primul piciorul pe lună? Canguru! Poate laba. Vorbește frumos, bă, Mârlean, că suntem la televizor. Ce? Te oftiști că eu știu răspunsul, Elan? Te oftiști că eu știu să răspund? Treaba voastră. Eu zic mersi că și comedia face rating. Așadar, ultima întrebare. Și dați câte un răspuns de fiecare, poate-l nimeriți. Ce a descoperit Thomas Edison? Că era gay? Dumneavoastră? Eu nu sunt gay. Eu aștept proba fizică. Da. Pe Louis Armstrong, că el l-a lansat în muzică. Becu, bă! Răspuns corect! Doamnelor și domnilor, publicitate și revenim! A schimbat ordinea special ca să mi-l încurce. Bine, popăzăiule, bine! Dar las că tot gogoșica-l meu o să câștige, o să vezi tu! Ceau, Doruleț. Afrodita sunt. Mi s-a făcut dor de tine. Vreau să vii să mă iei de la serviciu. Da, 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 te pup și eu. Pa, 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 pa. Alo? Agent Chiorete? Am informații că Afrodita Marcu vrea să-ți fure cazul la care lucrezi. Păi da, hai să faci mai repede ceva. Fugi, fugi! Du-te! Alo? Domnul Mârlanu? Aș vrea să închei și eu un contract cu firma dumneavoastră de bază. Nu, mâine, acum vreau! Până mâine m-am prat de hoții. Eu acum renunț la concurs, mă duc, am niște treburi urgente de rezolvat. Șșt, vorbesc la tânăr. Da, Duducuță dragă, da, sigur, se rezolvă. Cum spuneți dumneavoastră, da? Bine, îți sar mâinile, vă pup. Vrea să ne întâlnim acum, Gogule. Ce ne facem? Că avem nevoie de contractul ăsta ca de aer. Păi atunci du-te. Hai, nebuniți! Păi ce vrei, să las pe mușchiurică să câștige el concursul sau cucerească pe Afrodita? Băieți, eu mă retrag din concurs. Ce, renunți la Afrodita? Păi renunț că... Hai, ce prea periculos, uite, să spar becuri. Hai, baftă! Hai, vă să văd ce noroc ai. Acum poți să pleci tu, hai, du-te. Hai, nebunit, taman acum că sunt sigur, nu mai am niciun contracandidat. Dar eu ce sunt, Mârlane? Sau sunt cumva nașparleu? Cum să fii tu nașparleu, Gogoșică? Tu ești un tibetor, mă, păi altfel s-ar uita Teo la tine. Hai zi-te, nu se semnezi tu contractul. Te implor. Hai că tu nu ești obligat să cucerești pe Afrodita. La tine e chiar contraindicat. Te duci? Nu pot. Nu pot pentru că m-a obligat Teo să câștig concursul. Că altfel îmi face viața, iad. Bă, tâmpitule, bă. Gândește-te că dacă câștigi, o să ai viața de 100 de ori mai rău ca în iad. Păi dacă câștigi, devii mister. Trebuie să te duci pe la tot felul de evenimente mondene unde ești numai gagici dezbrăcate, despăiate, manechine, fițe. A? Și atunci cine s-o umble după tine și o să facă crize în gelozie în două minute? Aud? Știu. Teo?
E și deștept, pe lângă faptul că ești prost. Aoleu, tău! Aia, și bărbații deștepți nu mai are nevoie să fie și frumoși, mă, și mister și asta. Hai, fugi, semnează contractul și pormă de banii care ți dă client aici, o sticlă de șampanie și te duci sărbătorești frumos cu Teo evenimentul. Hai, hai, fuguța. Du-te odată! Da. A mea e Afrodita. Mersi, Doamne. Afrodito! Hai mă, că te așteaptă Gagicu! Lăsați-o, domne, să-și termine treburile, că nu mă grăbesc. Hei, m-a chemat ca să mă dea pe una, namilei. Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, brută? A, te-a trimis Mărlanul ca să vă eliminați concurența, n-a apucurat să vină. Te-a prostit pe tine, nemernicule. Pe atunci să-i transmiți asta din partea mea, da? Sărut mânușițele. Nu știam că o să avem ca clientă o doamnă așa de prezentabilă. Ce faci, nemernicule, a? Da. Teo? Adică eu îți plătesc ca proasta concursurile de mister și tu te dai la cliente prin baruri, a? Dar nu, eu bine, nu mă dau la nicio clientă și pe niciun bar. Eu am vrut doar să fiu așa jovial ca să nu pierd contractul. Dar tu ce cauți aici? Am vrut să-l atrag pe Mărlanu în cursă, ca să n-ai tu concurența, mărâtule. Dar se vede că s-a prins. Te-a păcălit, că nu e așa de prost ca tine. Mișcă imediat la concurs, că te cruc. Mișcă! Da, mișcă! Da. Hai! Păi și eu cum să fac concursul doar cu tine, mă? Corect, că e penibil. Păi. Nu mai bine îmi decernesc tu mie premiul, că... Cui te cernesc premiu, popăză? Nu, Gogoașă Costel, normal, este și scrisă diploma. Păi, femeie, tu ești nebună, la arunci în brațele manechinelor? Care manechine? A, nu i-ai spus, mă? Ce să-mi zică? Ce trebuia să-mi zici, Costel? Că dacă câștig, trebuie să merg la prezentări de modă, unde manechinele se plimbă pe podium în pretaporteul gol. Și acum o să fie inconștientule! După ce am dat o grămadă de bani ca să câștigi concursul. Aaaa, am spunerit concursul. Pupă să te găsește, dragi, dă bani înapoi. La rândul flatule, că mie mi-i dă prima. De bani încoace, pupăză, că Gogoașă se retrage. Și tu, marș acasă, ca să discutăm noi doi despre cum convingi tu clientele să semneze contract cu tine. Păi, marș acasă, mor. Dă bani încoace, crede-i. Dă bani încoace. Mersi. Și acum că tot a rămas singur, m-am gândit, nu mai mă retrag. Dă-mi mie premiu, că oricum n-am niciun contracandidat. Bă, dracu, n-ai alt contracandidat și o să rămân eu singur. Bă, mușchiulică, ce-i tăticule? Ce am? Nu m-ai trimis tu să mă întâlnesc cu Afrodita, nu, a? Te omor cu bătaia! Doamă, îți dau de... Bă, stai-ți mai seama, cu eu cu cine mai fac proba costumelor de baie! Excepțională prestație, dragi prieteni. Să vedem notele juriului. Bravo! Vă mulțumim frumos! Deci se pare că ultimul concurent este și câștigătorul. Deci cei din urmă vor fi cei din tâi. Îl invit să revină în platou pentru a-și ridica diploma. Scuze de deranj, dar am venit doar să te întreb dacă ți-a plăcut... Emisiunea super comică!
Comică? Adică normal, păi asta am și urmărit. Am vrut să parodiez toți playboy ăștia mondeni, toți fotomodei ăștia de dorobanți de care nu mai am eu loc în ziare. Păi chiar ai reușit? Da, dar eu venisem să te întreb altceva. Dacă ți-au plăcut florile? Da, dar păcat că de mâine nu se mai primesc. Dar de ce să nu mai primești? Pentru că m-am întâlnit cu rățelul și i-am zis să nu mai îmi trimită. Da, astea nu ți le-am luat ăla, dragă, eu ți le-am luat, uite bonul. Tu? Da, eu. Dă-mi coace că trebuie să-l decontez. Dar cine ți-a zis că l-a luat ăla? Mârlanu. Ah, l-omor. Și mușchiulică. Ah, și pe ăsta l-omor mai târziu. Așa, omoare tu. Hai, Afrodita, dă-i! Bă, mușchiulica, pătărești că nu te-am sunat, nu poți să imiți vocea la Afrodita. Nu poți, a? Tu umor! Lasă că l-omor eu, pastilatule, nu te mai obosi, da? Păstrează-ți energia pentru mai târziu, că te omor și pe tine pe urmă! Dar ce-am făcut? Nu știți ce-ați făcut, nu? Nu știți! Cine spuneați voi că mi-a adus buchetul ăla de flori? Proba numărul 2, fizic, adică costum de baie, și proba numărul 3, romantism, adică vrăjeala unei pițipoance. Și premiul cât e? Vrăjirea, mă, nu vrăjeala, vrăjeala. Îmi pare rău, dar am închis lista pentru... Lista pentru... De... Da. Candidezi, am alte treburi și de asta n-am eu timp să mă ocup. Păi și eu cum să fac o gur? Cu cu-cu-cu-făl. Aaaa! Ați spune din concurs, așa-i? Măi, femeie, nu poate. Da. Stai că te curci, las că știu eu, nu trebuie, te pierzi în litere.